Bine, să revenim la partea a doua. Suntem aici în continuare desfacem cutiuța care e prinsă aparent foarte bine. Și vreau să vă arăt ce am cumpărat. V-am spus, nu mi-am inteles exact ce campanie e. S-ar putea să fie 4, 5, nici nu știu. De asta nu mergea. Ah. Ok. Era pe cealaltă parte. Nu înțelegeam de ce nu se desface. Mult, mult mai frumos așa. Imediat vă spun din ce campanie e. Dacă tot. Păi, acesta e catalogul 5. Înseamnă că aici avem campania 4. Haideți să ne uităm la ea că okay, n-am dat jos produsele din cealaltă campanie. so... Ok, poi o să desfac chestia asta mare. Este vorba de un gel de duș Hollywood Dreams. Vreau să văd cum miroase. Uh, unchile mele sunt foarte moi. Am, am mari probleme cu ele și nu mă descurc deloc la trage lucruri cu unghiile, sunt geloasă pe cele care pot face asta, eu nu pot hmm. Miroase bine, nu foarte extravagant sau ceva, dar e plăcut, e fresh, e ok În cantități industriale a fost la un preț bun Am aici să vă spun și prețul, stați așa acest gel de duș a fost 16 lei, aproape 17. Super! La 750 ml, mi se pare super tare. Am luat și aici acest set, se pare că setul de aici a fost un pic diferit. Magic Garden, aici avem crema de mâini și gelul de duș. Ah, deci o să-i dau mame una din creme, gelul peste zi, probabil că o să-i dau și. Tot ei săpunul, deși îmi plac foarte mult săpunurile astea, a, vedem, vedem. Uh, ia să mirosim și ăsta, păi de ce nu? Unde e ăsta? Mm. Ok, acesta pare mai cremos din consistență, miroase drăguț, miroase predominant a bujori, miroase exact a ce e pe el. Cred că hortensii sunt acestea Mi-e așa par. vreau așa mult o tufă de hortensie în curte Ok, păi, haideți să vedem ce mai e aici Un alt gel de duș, acesta e de la Essentials Este cu vitamina E și unt de shea Pentru toate tipurile de piele Îl desfac și pe n-am cum Sunt tare curioasă Mie îmi plăceau foarte mult gelurile de duș de la Avon Mirăsau absolut demențial și spălau bine, de ce nu? Uuu, asta miroase cel mai frumos de până acum. Wow, nu mă așteptam. Mm, miroase ceva delicios, lăptos, cremos și uh, mirase în, în, stilul ăsta de Jordani Gold original. Wow, super, miroase foarte bine. Doamne, cine ar fi crezut? Pentru că de obicei astea, a, produsele de la Essential sunt așa, mie mi se par mai mm, meh, mediocre, nu prea interesante sau ce vreți voi. Bun, ce mai avem aici? O, oh, super tare! A, voiam să vă, vă vorbesc despre asta. Sunt absolut înnebunită după produsele de la Milk and Honey Gold. Îmi plac extrem de mult, în afară că miros atât de bine. Dacă îți place mierea, e wow, e minunat. Acesta este un scrub pentru corp cu zahăr și sunt curioasă cum, cum o să fie combinația. Văd că a venit sigilat. Eu am luat creme de la gama aceasta, creme de mâini, de față, balsam pentru buze, dar nu am luat până acum un scrub așa. Și... Acesta miroase ușor diferit. Miroase în continuare a miere, dar e mai dulce, e mai prăjituros. Cred că e fix de la zahăr. E, mm. Stați că mi-a lăsat apă în cură. Super, super tare. Nu pot să-l miros foarte bine, pentru că este conținut, dar se simte deja foarte puternic. Abia aștept. Wow, și îmi place și ambalajul foarte lucios, așa. Bineînțeles că am luat și în cam în, din campania aceasta, în comanda aceasta, am luat și aici o... Crema din aceasta, Jordani Gold, deci m-au nebunit cât de frumos miroase, cât de plăcut și cât de bună e. O folosesc predominant pe mâini și pe tălpi pentru că mi se usucă extrem de tare. O oricât de multă apă aș bea, mă simt în continuare deshidratată și am nevoie să-mi dau pe, pe mine. Nu știu dacă se observa acum. Mâinile mele sunt foarte, foarte crăpate, foarte uscate și m-am dat în, până acum de vreo 3 ori cu cremă. Trecem peste. Am aici Giordani Gold White Original. Sunt absolut nebunită după acest parfum. Este o clonă după Maria Carey Darling. Un parfum care este discontinuat, care mi îmi plăcea tare, tare mult. Acum pu, mulți ani, 7, 8, opt, poate și mai bine, 10 ani. Un parfum pe care l-am adorat și pe care nu l-am mai găsit și când am mirosit, Jordani White Original, Jordani Gold White Original a fost uh, regăsire, regăsire pur și simplu cu acel parfum Și de atunci am devenit reprezentant Bineînțeles, după cum mă știți, dau doar pentru mine, nu mă încurc cu alte lucruri Știu că multe dintre voi m-ați întrebat dacă sunt lider sau ceva Nu, nu, nu mm, Nu e chiar genul meu Și aici avem un parfum Full Moon uh, pentru el Mie îmi place tare, tare mult parfumul Full Moon pentru femei Cred că am două, trei rezerve Îmi place extrem de mult, așa că l-am cumpărat și pentru soțul meu Aceasta este o rezervă și nu o să o desfac pentru că vreau să se păstreze cât mai bine Dar vă spun, parfumul nu e atât de persistent, nu e atât de puternic da are vanilie și nu se simte atât de tare, dar se... îi dă un vibe mai oriental, mai a parfum arabesc. Nu până la capăt, bineînțeles, dar se simte foarte, foarte interesant, foarte oriental notaia de vanilie din parfum și ne place amândurora foarte mult cum miroase acest parfum pe el. Pe mine miroase puțin ciudat, dar pe pH-ul lui e pus atât de bine în valoare acest parfum. Cum spuneam, nu are o persistență foarte bună, nu are un siaj foarte Uh, e din comun, sunt uh, sunt mediocre amândouă, persistența e cam de, nu știu, 4-5 ore, încă nu l-a testat de foarte mult timp, că nu, nu l-are de mult timp și cam, cam așa vă spun acum. Și ce mai e aici? Da, o mostră, de ce mi-au dat mostra asta așa și fără nimic, nici o prezentare, nici o hârtie, nimic, e doar așa aruncat în cutie. Asta e foarte trist. Sigur nu e pe aici? Nu, asta e lipite. Ok, deci mi-au dat o, o nostra așa aruncat în cutie, Jordani Gold, esența Blossom. Ok, ia să vedem cum miroase. Și pe urmă vă arăt și crema asta. Și... Dar sunt foarte curioasă cum miroase chestia asta. Mi-am pus un pic aici. Uuu, fetelor, știți ce miroase? A fost la Avon acum mulți, mulți ani Un parfum in bloom Era o actriță, vai nu-mi vine numele ei acum în minte O actriță frumoasă Și la parfumul acela te dau și ceas Era tot așa o, o, un set Da, seamănă cu acela Știu că am avut o, o, tot așa o mostră din aceasta Și am ținut-o pe birou foarte mult timp și fix când m-am hotărât eu să, să dau comandă de acel parfum In Bloom, l-am uh, ratat. L-au scos din catalog. Și l-avea o, o, colegă, mă intriga când îl miroseam pe ea, îmi plăcea foarte mult. Și acesta mi-a duce aminte de acela. Dacă aveți și voi chestiul asta, spuneți-mi dacă am dreptate sau nu. Dacă vă vi se pare la fel. La mine așa mi, mi se pare. Iar aici ultima cremuță este tot așa o cremă uh, pentru mâini, cred că am luat-o tot de la ofertele online, Wonderland, Festive Wonderland, Candy Apple, cred că era ceva perioadă anume. Da, miroase ok, miroase amăr caramelizat într-adevăr, e drăguță, cremele acestea în tub sunt de obicei mai uh, ușoare ca textură, mai lăptoase dar nu e atât de deranjant. Wow, super! Păi aceasta a fost a doua parte a comenzii. Sper că v-a plăcut și până data viitoare vă urez toate cele bune. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă vi se pare că acest parfum Jordanic Gold Essence Blossom miroase ca In Bloom de la Avon, care era acum vreo 10 ani disponibil în catalog. Așadar, până data viitoare, vă urez toate cele bune! Vă pup, pa, pa!